Mie, sincer, mi se par lipsiți de maturitate și unii și alții, toți băieții din casă în situația de față. Într-adevăr, Gabriel are niște probleme, a recunoscut și stafful acest lucru, s-a tot spus că sunt probleme de adaptabilitate, de acomodare sau mai știu eu cum. De fapt, problemele lui se vede clar, cine știe și judecă normal, își dă seama că sunt probleme mai accentuate, ceva mai mult de atât. Nu suntem noi specialiști, dar este vorba aia, vizibil cu ochiul liber. Însă, situația în casă, nu știu, mi se pare că cumva, într-adevăr, nici băieții nu-și doresc să se apleneze această situație, astfel că eu cred că cel mai bine pentru Gabriel ar fi să părăsească competiția din toate punctele de vedere, atât pentru el, cât și pentru mama lui, care ați văzut că suferă și a ajuns la capătul puterilor, pentru că dacă până acum doamna Ioana i-a luat apărarea cu orice ocazie și cu orice preț și chiar era tot timpul sărea în apărarea lui, ați văzut în live-uri, în orice subiect, acum, sincer, chiar se vede că a ajuns la capătul puterilor și efectiv a ajuns și dânsa să țipe la el. E clar că se simte depășită de situație și cel mai bine ar fi lui Gabriel să plece acasă, să fie consultat de un specialist, să ia un tratament special, mă rog, să facă tot ceea ce e necesar, dar e clar că e de cele mai multe ori pe lângă subiect, ați văzut că e întrebat una, răspunde alta sau înțelege tot timpul distorsionat orice lucru care îi se spune, inclusiv de către cei de la Capricii. Sare tot timpul să vorbească peste doamne, peste prezentatoare și așa mai departe. E clar că nu o să se schimbe situația asta pentru el, așa că eu sper sincer să fie eliminat în gala de mâine.